Salut și bine v-am regăsit la un nou episod de Clash of Clans astăzi, nu m-am mai jucat de foarte mult timp jocul ăsta și am zis că vreau să refilmez un episod pentru că recent, stați o secunde, ca să nu vă deranjeze că poate după primele comentarii de genul Alex nu vedem resursele, Alex, Alex we need to see the resources, bun, um, nu am mai jucat de foarte, foarte mult timp eu Clash și m-am decis să mă joc din nou, să putea să fie destul de tare dat, să sperăm că nu o să vă deranjeze chestia asta, Uite, mai încet, o să dau cam așa, poate să o de mai ok, să nu vă deranjeze pe voi când mă joc, adică să mă auziți pe mine destul de bine, vom face teste pentru chestia asta, în timp vom vedea. Oricum, eu sunt în momentul de față, level 102, nu m-am de atunci, deci hai să fac și astea, am o bază random făcută, noroc că mi-am recuperat și o contă atunci cu ajutorul Max, care, bine, tot mi a pierdut, deci Oarecum e ok <laughs> Avem Și am văzut că s-au băgat Multe, multe update-uri Foarte jemeche, Spre exemplu Am văzut că au băgat Quick train Care mi se pare genial Deci mi se pare genial Și aș vrea să-mi creez Armate de genul I should save them Deci vreau să-mi creez Armate de genul uh, Pentru quick train-ul ăsta Avem o armată Deja făcută aici Cu niște arcași, Un 3 peca pe care cred că am făcut tot. nu știu exact, uh, nu, am făcut eu o armată separat de unul singur și cred că aș putea totuși să salvez armata asta, nu știu exact cum, uh, cum mă bate pe mine, create, yeah. create, A troops, cashat, nu, uh, gen cu giganți asta vreau, sau nu. aia pe care o avem deja la salvată, cu cei, îi. e cu cu ăștia de cu giganți. Deci dacă vreau o armată cu giganți, ceea ce mi se pare foarte, foarte OP, o să facem uite așa. Deci vreau o armată cu vreo, hai 40 în 12 giganți, mulți wizi și de ăștia îmi trebuie mulți, vreo 12, cam așa, pentru că îmi place mult de ei și vreo 20 de arcașe sau mă rog 18. Hai aici, sau mai multe. Oh, e ok. 28 de arcașe, bun. Și pentru spell-uri vom folosi Uh, healing 3 și un Rage și din aceste spelluri vom folosi, cred că, un Haste Spell. Sau, so, da, hai un Haste Spell, în care este oricum nu sunt upgradate, deci, și dăm save. Și acum, dacă eu... <coughs> <coughs> Iertați, Dacă eu vreau să-mi fac armata asta, dau aici pe butonul de train și o să-mi pregătească armata asta. Uite, dau acum train și deja mi l-a added to Q. Vedeți, și mi se spawnează de chestiile astea foarte, foarte repede, dar nu știu ce se spawnează de repede arcașele, un update. Uh, training time, mă, 6 secunde, s-a băgat update? 30 de, de secunde la ăștia, la ăștia 3 minute, dude, dude, e vreo chestie specială, că nu am astea pe boost, nu sunt pe boost. Dude, s-a făcut destul de șmecher jocul, parcă s-a făcut, făcut destul de șmecher și chestia asta chiar îmi place. Bună, hai acum să vedem pe cine putem să atacăm cu trupele pe care eu deja le aveam pregătite. Și dacă, uuu, nice mamasita, nu știu cum să dau, uh, de exemplu, nu știu cum să dau, uh, uh, de, vreau să dau zoom out, dar nu știu cum, dacă știți și eu sunt pe MMU în caz că nu știați, deci dacă știți și puteți să mă ajutați și pe mine pentru că momentul de față nu știu să dau zoom out și destul de nașpa chestia asta, știu că e foarte nașpa. Bun, hai să facem așa cu ceva de genul și o să venim cu niște wall breaker, uite, așa, o să venim și cu asta, și cu asta, și cu asta. Și trebuie deja să începem să pregătim un healing. Bun, aici pentru giganții noștri să rămână cât mai mult în viață, pentru că vedeți și voi că sunt destul de puternici ăștia care ne atacă pe noi. Oh, și regina, 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 bagă și regina, bro. Ok, bun. Iar acum s -a putea să avem nevoie de un rage spell. Uite, perfect pus rage spell ăsta pentru a sparge cât, cât, cât. Nu faceți asta, vă rog frumos, nu vă duceți în fucking... Ah, ok, aici au intrat binișor. Bun, și avem skeleton spellurile astea pentru că e o chestie și te costă foarte puțin și mi-a zis să le fac și am făcut și o schilă în sperurile astea pentru niște distraction. Dacă am luat tot aveau dark pe bam, aveau dark mult acolo. Nu m-am gândit la chestia asta, nu prea am verificat. Este înseamnă că Elite Barbarian din... din Clash Royale. Dar... Vedeți și voi, a fost un atac bunicel, ce pot spune, un atac bunicel, acolo să mai lăsăm Regina să mai facă niște steluri, niște la sută din asta, pentru că din câte știu, sunt sufletul Stați așa V-am zis eu care salvare de sărăcit, Rău de tot Nu știu dacă mai sunt clipul să nu cred că cum am zis Dar hai acum să, să zicem că nu mai avem cu ce să mai facem N-am luat Dark deloc și Dark mă interesează foarte, foarte tare Cu toate că și Goldul și Elixirul sunt foarte importante uh, never please don't ask me again that shit. Cu toate că și Darkus e foarte, foarte, foarte important, uh, totuși n-am luat, am uitat. Dar vreau să văd ce upgrade-uri mai am eu de făcut. Știu că mai am de upgradat un de asta, 4 milioane mă costă, se pare că au scăzut și prețurile, chiar au făcut un update bine gândit, avem și aici Anxmas ul nu cred că mi-am crescut niciunul pe din afară, ceea ce e mare ghinion, pentru că mi știți că mi-mi place să le cresc pe din afară, dar aia am, am pierdut un X Tree, nu este nicio problemă, mor eu fără un X Tree pus aici. Îl voi lăsa oricum pentru că Xmas Tree-urile astea sunt un fel de colecție care îți arată de cât timp te joci, de exemplu, ăsta a fost cred că primul din 2000. 13 sau 14. 14. Ăsta din 2015. Și ăsta din 2016. Și acum au urmat 2017. Care sunt curios ce fel de xbox măstriva va fi. Oricum mi s-a făcut doar. A, ah, pot. Cu control plus. A, gata, băieți. M-am amintit. -am din greșeală așa a fost ceva instinctiv. Da. Deci nu mai are niciun sens să mai îmi spuneți cum dau zoom că am realizat. Bun. Și acum ajungem de repede să vor face trupele noastre. Se pare că se muncește aici în bărăci. Și se fac relativ repede dacă vreau să dau finish training e destul de scump și nu se merită deci uh, s-au băgat și chestia asta cu o oferte de astea nu știu foarte tare zic eu uh, acum spre pe exemplu ca să cumpere tot ești, să același prețuri proaste am înțeles la resources ok la defensuri uh, nimic nou pentru că bine erau sunt noi uh, de exemplu unde mă e yeah, nou uh, ăla cum îi spune bomb tower uite bomb tower am level 1 <coughs> <coughs> și pe asta trebuie să -am Dar baza mea în momentul de față este extrem de proastă Hai ce baze mai am salvate Am sper că am câteva baze salvate O am și pe asta Și din câte văd nu e nicio diferență între asta și aia Decât e foarte, foarte, foarte mică Și cred că asta este o bază care mi-ar plăcea Dar bine, e o bază pap, Doar dacă vreau să-mi protejez town hall-ul Dar și nu înțeleg de ce am Dar cu acolo Dar cu e godlike, frate dar cu trei protejat, ok? A, ah, că e chestia aia șmecheră, fiți Hop, hop, și se schimbă, ați văzut? Ok, deci am făcut asta, avem în rest protejat destul de bine. Hai acum să vedem și noi cum o să se descurce x urile și tot. Deci sunt puse pe air and ground, cu toate că nu mă atacă pe mine, nimeni pe air. Hai să, hai să fim serioși, nu mă atacă absolut nimeni pe air. Și următorul upgrade la town hall o, o să fie destul de scump, Adică din nu upgrade-ul la Town Hall să 5 milioane, dar după ce o să, des, ce -o să dau un loc, o să dau un loc la Inferno Tower, care și extraordinar de scump, și o să dureze foarte mult timp. Uite chestia asta, sper să o rezolve ei, dura, dur, frate, durează mult prea mult timp. Când vrei să faci ceva, durează mult prea mult timp upgrade-urile, deci asta mi se pare o mare stupizenie și acum ce mai vreau să vă prezint, erau niște atacuri pe care le-am dat eu înainte cu Valkyrie, uite, de exemplu, ăsta a fost un atac pentru Dark și am luat 2300 Dark, ceea ce nu erau. <coughs> Dar sunt mândru de acest 3 stele pe care l-am dat Și asta a fost tot așa după revenirea mea în joc Pentru că v-am că n-am jucat foarte mult timp Deci ăsta a fost după revenirea în joc Și uitați-vă ce atac bun am putut să dau Cu Valkyrie Valkyriețele Eu m-am mutat atacat pentru resurse normale Și până la urmă am făcut un 3 stele Fiind un tip cu um, astea cu uh, Cred că sunt pe... Da, nu mergeau Astea x urile și x urile știți și voi că sunt foarte important. Deci dacă vedeți o bază care nu are x bow atacați-o, frate, atacați-o din plin. În momentul ăsta nu prea mai sunt interesat de cupe. Și vreau să facem și un clan la final. să facem și un clan. Mă să facem un clan. Pentru că... Nu prea am clan și... Sau, nu știu, poate să intru într-un clan sau ceva? Că de obicei când fac clan, voi sunteți disperați și dacă nu s activ, să vă supărați rău de tot pe mine și șiți. Uh, nu mă întrebați, nu înțeleg chestia asta, mi se pare o prostie, adică pur și simplu poate n-am și eu timp să mă joc mereu Pentru că am două canale de care trebuie să am grijă și nu am timp să mă joc offline Clash of Clans ca nebunul, poate doar să mă atac din când în când, dar na Și aici noroc cu healing pe ul ăsta și l-am pus foarte bine, i-am spart pe ăștia Easy peasy lemon squeezy, 3 stele și mai avem încă un atac pe care vă doresc să vi-l prezint eu vă. Dați-mi voie, tarom! Atacul pentru Dark Elixir a fost nota mai slab, dar ăsta era un tip mult mai upgradat. Cu toate astea făcute level mai vezi și voi avea pune și ăsta level mai, dar nu știu, nu mi mi-arată mie levelul. E că e level 2 sau 3. <coughs> <coughs> N-am habar. Și am avut aici, vă, că am avut aceste Earthquake spell-uri, cu care, e bine, am atacat destul de frumos. Personal, dacă nu avem mers cu spell-urile astea, eu cred că nu prea făceam nimic. Dar dacă aveam, un, dacă aveam heal spell plus race spell, aceste valchirițe făceau ravagi. A, ah, bă, măcar au făcut ceva. Au dragat destul de bine, vedeți și voi, au mers super, super bine. Adică, mi-a plăcut, fiți atenți. Că gen, mai a luat mult asta chestia până am distrus că Și aici mai trebuie să... Ba, nu, asta era ultima valchirită și după aia am început să pun totul în mijloc, da. A, ah, da, uite așa, și mi-a mers destul de bine am atacat, uh, au dus toți în mijloc, uh, rege plus regină, following in the back yard, <laughs> au venit, au distrus acolo kingola și au venit, au spart uh, acolo în mijloc. Și bine că am furat tot dar cu dar, ce nu văzusem eu era că mai era, dar uite, aici, ce este foarte, foarte nașpa, nu vreau, vreau să iau și acolo, dar cu dar n-am reușit. Aici am fost nevoit să activez abilitatea reginei pentru că erau acei schelet, și voi că schelet sunt foarte nașpa pentru regina și am avut nevoie dar ca și pentru a-l omorâ, dar până la am murit și regina, nu m-a interesat, am închis o din câte știu sau nu, cred că, cred că făceam 50% dacă mai stăteam, da, făceam, făceam, fiți atenți, deci, făceam, dar aici am primit eu atac. <coughs> <coughs> pentru că am spus, nu sunt deloc interesat de trofee, in this moment, de absolut deloc, și, nu, stai, Uh, doar probabil o să mă urc și eu în Town Hall, după ce o să mă urc în Town Hall 10 probabil, o să fiu și eu interesat de uh, Champion League, uh, facem noi 3200, pe nu, nu e nu e greu, trebuie doar să dai atacuri bune și să ai o bază cu care să-ți protejezi Town Hall, să nu te interesezi resursele, dar pentru chestia asta o să am nevoie să fac întâi Town Hall 10 și după aia să încep să fac niște upgrade-uri mari și după vedem noi cum o să ne descurcăm, dar Până data viitoare, eu am fost Alex Fraților, sper că vă, vă văd, a plăcut acest videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un mix, un big like, ca să strângem cât mai multe like-uri dacă vreți să mai continuăm seria de Clash of Clans. Eu am fost Alex și noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa, ciuseanu.